Unii producători agricoli cer guvernului să explice de ce motorina oferită de România nu le-ar fi fost repartizată. Într-un comunicat al Asociației Forța Fermierilor, aceștia spun că în ianuarie 2022, executivul a semnat cererea oficială adresată guvernului României cu rugăminte acordării combustibilului. Până în 30 septembrie 2023, peste 1500 de agricultori au depus dosarele la Agenția Intervenții și Plăți pentru Agricultură, iar în noiembrie lista a fost finalizată. De atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Solicitat de TVR Moldova, purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat că va reveni cu explicații pe parcursul zilei, lucru care nu s-a întâmplat până la această oră.